O stradă întreagă nu are iluminat public de când a fost înființată. Deși este greu de crezut, vorbim de o porțiune de drum din municipiul Pașcani, unde în ultimii ani au fost construite câteva zeci de case. Locuitorii de acolo au venit astăzi la audiențe pentru a cere sprijin de la primărie în vederea realizării unei rețele de iluminat public. Bine că nu mi-ai zis de pământ, că este rețele electrice pe stat, cum se cheamă stradele? Delicoande. E grav că drumul se face, dar noi suntem pentru întuneric, aia trebuie. Și lumină. Stați la eu pe lumină, așa că nu. Eu am tabel acolo cu toți la catare de acolo și cu daidari de mult. Asta deoarece, odată cu lăsarea nopții, strada este cufundată în întuneric, iar cetățenii sunt nevoiți să folosească lanternele pentru a vedea pe unde merg. Ar trebui mai multă grijă din partea autorităților și, cum să vă spun, ar trebui totuși să se implice. Noi degeaba mergem în audiențe dacă nu ne ascultă nimeni. Mai fost în audiențe? Am fost, dar acum, ultimul timp, nu. Dar au fost vecinii care au mers în audiență pentru iluminat stradal și să facă strada să arate cât de cât. O altă nemulțumire a celor care locuiesc acolo este drumul, care se află într-o stare jalnică. Viceprimarul Vasile Axinte, cel care a ținut astăzi audiențele, a spus că strada urmează să fie pietruită pentru ca mașinile să poată circula în condiții bune. Am intrat acolo, parcă a fost cu autocredere. Da, da, am mai rău. Cu mareu? Mai rău. Se subțire stratul. Dacă ar fost mai gros, dar nu v-au pus o stradă piatră concasată? Nu. Acum nu. Nu mai trimiți via autogrel, că nu mai răspunde. Nu crește atunci odată. Dar până mai piatră concasată și vezi compactorul. Menționăm că la audiențele de astăzi s-au înscris 10 persoane, majoritatea dintre ele solicitând ajutoare de încălzire, sociale, dar și rezolvarea unor probleme de fond funciar. Ce mâncăm? Facem fasole cu mămăligă sau șnițele vegetale din soia? Grea întrebare, greu răspuns. Pentru cei care vor să țină de mâine postul Crăciunului, magazinele s-au aprovizionat cu alimente și produse de post, pășcănei neavând de unde să aleagă. De mâine începe postul Crăciunului timp de 40 de zile. Majoritatea creștinilor spun că vor să țină acest post și din punct de vedere alimentar. Comercianții pășcăneni s-au aprovizionat corespunzător. Pășcănenii găsesc în magazine zacuscă, tocană, fasole, mazăre, conserve, ciuperci, dar și nelipsita soia. Din punct de vedere al alimentației, este un post mai ușor față de cel al Paștelui, având multe dezlegări la pește, ulei și vin. Oamenii spun că postez pentru a se curăța de păcate și nu consideră că este un sacrificiu prea mare să renunțe la anumite alimente. Dar bineînțeles că e un post ușor, un post de bucurie, cum să nu? Cât se poate, trebuie să ținem. Da, păi ești normal că la vârsta noastră trebuie să-l ținem. Aveți camara plină de zacuscă? Nu, că bolile care le am, nu pot să mai mănânc făcut concentrații din astea, știi, zarzapaturi de astea. Dacă îi mănânc fără sare... Nici nu țin, nici nu. Asta-i. Majoritatea românilor consumă în perioada postului orez sau cartofi, iar aceste alimente pot duce la scăderea glicemiei, așa că cei care nu știu să-și echilibreze regimul alimentar în această perioadă pot ajunge la spital cu stări de leșin. Medicii spun că un post alimentar necontrolat poate atrage după sine probleme grave de sănătate. Ei afirmă că pentru cei care suferă de diabet, bol de inimă sau afecțiuni endocrinologice, dar și femeile gravide, postul alimentar este contraindicat, deoarece poate agrava boala deja existentă. Nici copiii nu ar trebui să țină post pentru că le poate afecta creșterea. Specialiștii spun că din alimentația noastră, din timpul postului, nu ar trebui să lipsească legumele și fructele pentru că sunt bogate în vitamine. Mai mari biserici ortodoxe declară că postul înseamnă în primul rând o atitudine sufletească. Preoții mai spun că trebuie să avem și o anumită disponibilitate pentru a acumula mai multă hrană sufletească, dar și de a ne ruga mai mult. Credincioșii sunt chemați și așteptați de Sfânta Biserică ca în această perioadă de post, prin care trebuie să ne întoarcem mai mult către Dumnezeu. Trebuie să luăm aminte la trecutul nostru. Trebuie să luăm aminte la starea în care se află sufletul nostru. Trebuie să luăm aminte la posibilitatea curățirii sufletului nostru de rău și de păcat și a întoarcerii de pe calea deșartă a păcatului către calea virtuții, către calea bineplăcută de Dumnezeu, care ne duce la bucurie și la mulțumire
că viața devine o posibilitate de mântuire a sufletului nostru. Unul dintre cei doi tineri care au spart un magazin din Gara Pașcani a fost adus astăzi în fața procurorilor. Este vorba despre Cezar Anghel, de 20 de ani, cunoscut polițiștilor cu antecedente penale, fiind cercetat în mai multe cazuri de furt care au avut loc în ultimii ani pe raza municipiului. Polițiștii au înaintat dosarul cu propunerea de arestare preventivă a pășcăneanului. Urmarea furturilor comise în, la sfârșitul lunii octombrie în dauna SCA Nușca SRL din stația CFR Pașcani au fost identificați autorii, după cum știți, în persoana numiților Anghel Cezar și Bran Răzvan, ambii din municipiul Pașcani, iar la data de 13 noiembrie, în baza probilor administrate și stabilindu-se vinovăția lui Anghel Cezar, care are și antecedente penale, am dispus reținerea acestuia pentru o perioadă de 24 de ore, iar astăzi este prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Pașcani cu propunere de arestare preventivă. Cel mai recent caz de furt în care Cezar Anghel a fost implicat s-a petrecut la sfârșitul lunii octombrie pe 31, când împreună cu un prieten, Cezar Brand, de 19 ani, a dat o spargere la o societate din Gara Pașcani, de unde au sustras suma de 600 de lei și mai multe sticle de băuturi spirtoase. Mai mult, aceștia și-au recunoscut fapta și au declarat că au făcut-o din amuzament pe fondul consumului de alcool. De ce ați spart magazinul? L-am bilț. Și ce ați vrut să faceți? Niște băuturi de copii. Este pentru prima dată? Da. Și cum, v-ați întâlnit? Ați băut toată ziua sau? În cadrul anchetei, Cezar Anghel a recunoscut că în urmă cu o săptămână a mai furat de la acel bar, spărgând un frigider lăsat afară. Și ce ați luat din bar? Am mai ținut nimic. Băutor, am un sticlă de vodcă și de coniac și nu știu bani. La scurt timp de la comiterea furtului, cei doi nu au luat în considerare că în zonă sunt camere de supraveghere și au decis să împartă prada chiar pe splanada din zona vale. Întrucât aceștia aveau un comportament suspect, polițistul local aflat la dispecerat i-a surprins pe camere, chiar în timp ce se felicitau și făceau parte egală. Teribiliștii nu s-au lăsat cu una, cu două și la câteva zeci de minute, unul dintre ei a mai spart un geam, de această dată al complexului Siretul. Un bărbat a fost la un pas de a fi omorât ieri după amiază în localitatea Moțca, după ce un vecin l-a înjunghiat în gât cu un cuțit. Virgil Dimache, în vârstă de 60 de ani, a ajuns la spital cu ambulanța în stare de inconștiență. Lovitura primită era cât pe ce să fie fatală pentru victimă, fiind foarte aproape de o venă jugulară. În cursul căzidierii, în compartimentul primirii urgențe, au fost trei cazuri mai deosebite de policontuzionați. A fost un bărbat de 58 de ani din Moțca, cu plagă înjunghiată, regiunea cervicală stângă, care nu punea probleme deosebite. S-a făcut evaluarea plăcii, toaletare, sutură și a rămas la noi internat cu foaie de zi pe chirurgie. Potrivit unor martori, victima a fost înjunghiată de un bătrân de 70 de ani după ce au consumat împreună băuturi alcoolice peste măsură. Medicii au sesizat poliția în legătură cu acest caz. Astfel a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru loviri și alte violențe. Din primele cercetări rezultă că cele două persoane au avut neînțelegeri pe fondul consumului de băuturi alcoolice, agresându-se reciproc. Polițiștii continuă verificările în vederea stabilirii situației de fapt. Frumoasa pășcăneancă a lansat o nouă piesă muzicală la care are și un videoclip de senzație. Ale cui sunt, ne spune Caira. Anca Petianu alături de Piticu din trupa Simplu. Ale cui sunt buzele care mă sărută noaptea înainte de culcare. Oare ale cui sunt mâinile care eu le țin cu drag când ieșim la plimbare. Oare mai cui să-i spun eu oare că tot ce am în cap e un semn de întrebare. Oare ale cui sunt vorbele care sună poezie și pe ploaie și pe. Melodia se anunță una de succes, mai ales că toți cei din formația Simplu, Smiley, Cerebel, Omul Negru și Francezu, dar și numeroși artiști din lumea muzicală, au fost alături în această nouă provocare. Piesa este compusă de Ha-Ha-Ha Production. Hey, B-boy, e clar că vom avea ce face între noi, să scriem o poveste despre
Acum că timpul s-a oprit, e mai ușor să ne iubim la nesfârșit. Pe 15 noiembrie, începând cu ora 17:30, Pășcăneanca este invitata lui Cătălin Măruță la emisiune. De la mic la mare, elevii din Târgu Frumos au fost astăzi la teatru la Casa de Cultură Garabeti Brăileanu din oraș. Personajele din basmul Greuceanu de Petre Ispirescu și din novela Ițic Ștrul, dezertor de Liviu Rebreanu, au prins viață datorită actorilor de la teatru Fantezia din Galați. Pentru cele două piese, prețul unui bilet a fost de 6 lei. Da! E, domnule doctor, sunt așa! Am trecut din prima tinerețe. Căsătorit? Da! Cu soția mea! Împreună avem 6 copii. Inițiativa a fost bine primită de copiii care au venit în număr mare la teatru. Spectatorii au fost elevii de clasele 1-4 dimineață. Și acum, după amiază, sunt elevii invitați, elevii de gimnaziu și licee. Menționăm că săptămâna viitoare la Instituția de Cultură va avea loc un spectacol susținut de elevii de la școlile din oraș cu diferite activități, precum o paradă a Portului Național. Organizația Municipală PNL Pașcani va acorda și anul acesta premii de excelență în cadrul festivității intitulate Domnul Trandafir. Evenimentul, aflat deja la ediția 11-a, va avea loc vineri, pe 15 noiembrie, în sala de spectacole de la Clubul Copiilor, începând cu orele 16. Partidul Național Liberal organizează cea de-a 11-a ediție a acțiunii Domnul Trandafir. Acțiunea va avea loc pe data de 16 noiembrie 2013, ora 16, la Palatul Copiilor. Pe parcursul celor 11 ediții a fost premiați un număr de peste 45 de cadre didactice activi și pensionare. Cadre didactice care au activat în școlile municipiului nostru. În deschidere, președintele filialei liberale din Pașcani, Petrică Dascălu, va rosti o scurtă alocuțiune, urmând ca ulterior, după decernarea premiilor de excelență, să aibă loc și un mic spectacol surpriză. Vreau să fac un apel la toți cei care vor să fie alături de noi să participe la această acțiune. Așteptăm cu drag! Cum să colaborăm mai bine cu primăriile și școlile în raza cărora parohiile fac parte? Aceasta a fost una din temele dezbătute de preoții care aparțin protopopiatului Pașcani astăzi, 14 noiembrie, în cadrul întâlnirii lunare a preoților. În fiecare lună, la sediul protopopiatului Pașcani, are loc o ședință de analiză, de lucru și de conlucrare cu toți preoții de pe raza protopopiatului Pașcani. În ședința de pe luna noiembrie, în ziua de astăzi, avem și o tematică de dezbătut, și anume colaborarea preotului cu Consiliul și Comitetul Parohial și cu instituțiile oficiale de pe raza parohiei, respectiv pe raza comunei sau orașelor unde ființează parohiile respective. Alte puncte de pe ordinea de zi în ședința de analiză și de lucru au fost despre pregătirea postului Crăciunului, dar și despre cum să se organizeze pentru sărbătorile de iarnă, nașterea Domnului, anul nou și bobotează. Preoții au primit și câteva dispoziții de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, care însă nu au fost prezentate public. Sunt anumite puncte și pe ordine de zi în legătură cu anumite dispoziții primite de la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor și de felul cum trebuie să pregătim perioada postului Crăciunului și mai ales a sărbătorii nașterii Domnului, anului nou și bobotezei. Preoții vin cu propuneri, sigur, aceste ședințe sunt în cadrul intim al preoților și totdeauna căutăm posibilități, căutăm căi, idei prin care activitatea pastoral-misionară a preoților să devină din ce în ce mai dinamică, mai utilă, eficientă pentru credincioșii încredințați spre păstorire. Pentru municipiul Pașcani, evenimentul sportiv de amploare al ultimelor luni din acest an va fi Cupa 1 decembrie la tenis de câmp. Competiția sportivă, desfășurată în perioada 18 noiembrie-1 decembrie, este organizată de administrația locală în parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal Pașcani.
Țin să anunț doritorii pentru cei care vor să practice tenisul de câmp, că așa cum am promis anul trecut și anul acesta, pe 1 decembrie vom organiza cea de-a doua ediție a Cupei 1 decembrie la tenis de câmp. De această dată, categoriile vor fi un pic diferite față de anul trecut, deci sunt afișate mai exact pe site și pe afișul principal, nu vi le voi enumera eu acum, dar ca idee pentru cei care doresc să se înscrie pe categoriile până la 17 ani, îi așteptăm la numerele de telefon afișate până pe data de 17, iar cei ce sunt peste 17 ani, până pe data de 22. Urmând ca în funcție de câți doritori vor fi să și repartizăm pe zile. Premiile s-au stabilit printr-o hotărâre de Consiliu, deci vor fi și premii în bani, diplome, cupe. Amatorii tenisului de câmp care au opțiunea înscrierii la concurs pe categorii de vârstă 7-17 ani și plus 18 ani o pot face direct la sediul Clubului Sportiv Municipal Pașcani. Informații despre concurs le găsiți pe www.ziarulorizont.info. De câteva zile, vremea a început să ne arate că într-adevăr a venit toamna. Temperaturile au scăzut, apropiindu-se de normalul acestei perioade. Chiar dacă nu vine peste România valul de ger arctic a ajuns pe masa guvernului, meteorologii au anunțat că de astăzi va începe să ningă. Vântul va prezenta intensificări, temperatura aerului va continua să scadă, caracterizând o vreme apropiată de normalul termic specific acestei date. Meteorologii au prognozat o răcire accentuată a vremii pentru întreaga țară, astfel că temperaturile nu vor mai depăși 12 grade Celsius. Mâine vremea va fi însorită, temperatura maximă va fi de 6 grade Celsius, resimțită 2 grade Celsius. Vântul va bate foarte ușor din direcția sud-est.